Doamnelor, domnilor, bună ziua, sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Răsfățată cu flori, cadouri și cuvinte frumoase, omenirea sărbătorește astăzi femeia. Ziua Internațională a Femeii a apărut pe fondul mișcărilor sociale legate de muncă de la începutul secolului 20 în America de Nord și în Europa. Prima dată a fost marcată în Statele Unite la 28 februarie 1909, în amintirea grevei muncitorilor din industria textilă din New York, la care femeile au protestat față de condițiile lor de muncă. Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga a hotărât instituirea unei zile dedicate femeii în data de 8 martie în 1913. Sărbătoarea a fost marcată pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania și Elveția. La manifestațiile organizate cu acel prilej, femeile au cerut dreptul la muncă, la vot și dreptul de a ocupa o funcție publică și s-a cerut oprirea discriminării la locul de muncă. Potrivit unui studiu al Biroului Național de Statistică, femeile trăiesc mai mult, se căsătoresc mai devreme, sunt mai școlite, dar în același timp au lefuri mai mici și nu la toate le ajung bărbați. Alte date despre noi apar în raport, vedeți din subiectul ce urmează. De ziua femeii, Biroul Național de Statistică a prezentat portretul statistic al femeilor și bărbaților din Moldova. Potrivit datelor obținute, femeile predomină în rândul populației. Sunt puțin peste 52% de reprezentante ale sexului frumos, față de aproape 48% de bărbați. La începutul anului trecut, în medie, la 100 de femei reveneau 91 de bărbați, mai spun cifrele. Totuși, raportul dintre sexe diferă în funcție de vârstă, astfel că până la vârsta de 34 de ani sunt ceva mai mulți bărbați, spun statisticile. Potrivit datelor, femeile trăiesc în medie cu aproape 8 ani mai mult decât reprezentanții sexului puternic. Speranța de viață la naștere în anul 2021 a constituit 73 de ani pentru femei și 65,2 ani în cazul bărbaților. Această diferență este cauzată de nivelul mai înalt al mortalității premature a bărbaților, în special a celor în vârstă de muncă. Raportul mai arată că femeile se căsătoresc mai devreme. Vârsta medie a fetelor la prima căsătorie în anul 2021 a constituit 26 de ani, iar a bărbaților 29. Femeile au un nivel de instruire mai înalt și optează mai mult pentru învățământul superior. Aproape 25% dintre femei au ales universitățile, față de 19% în rândul bărbaților. Aceștia din urmă părăsesc sistemul educațional mai devreme, pentru că se angajează în câmpul muncii. Femeile lucrează preponderent în sectorul serviciilor, învățământ, alimentație publică, sănătate și mai puțin în sectorul agricol și construcții. Ele câștigă în medie cu 14% mai puțin decât bărbații, ceea ce este cu 1300 de lei mai puțin. Mai exact, câștigul salarial mediu lunar brut al femeilor în anul 2021 a constituit 8350 de lei, iar cel al bărbaților 9670 de lei. Totodată, ponderea bărbaților conducători de toate nivelurile este mai mare decât cea a femeilor. În anul 2021, din totalul șefilor, 55% au fost bărbați, iar aproape 45% femei. Ele continuă să fie subreprezentate în funcțiile de luare a deciziilor. Participarea lor la luarea deciziilor în Parlament relevă o reprezentare a femeilor în proporție de 38% din 101 deputați. 39 erau femei la începutul anului 2023. Femeile, comparativ cu bărbații, sunt mai des victime ale violenței în familie. Beneficiază de pensii pentru limite de vârstă mai mici, dar beneficiază de mai multe ajutoare și servicii sociale decât bărbații, mai arată datele Biroului de Statistică. Curtea Supremă de Justiție va fi reformată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de guvern. Astfel, potrivit prevederilor proiectului, cele mai importante modificări stipulează reducerea numărului de judecători în CSJ, modificarea componenței instituției, dar și revizuirea competențelor curții. Unul din obiectivele proiectului de lege constă în transformarea CSJ în autoritatea principală, care să asigure interpretarea și aplicarea uniformă a legislației în sistemul judecătoresc.
Reforma Curții Supreme de Justiție este una vitală. Fără schimbări esențiale la nivelul Curții Supreme, consolidarea independenței, sporirea integrității și responsabilității individuale a judecătorilor nu sunt posibile de promovat la nivelul celorlalte instanțe din sistemul judecătoresc. Ministrul Justiției a mai precizat că reorganizarea Curții Supreme de Justiție, inclusiv revizuirea competențelor instanței supreme, va permite transformarea acesteia în una cu elemente de curte de casație. În consecință, Curtea Supremă va avea competență mai restrânsă și nu va acționa ca o instanță clasică de apel, cum este în prezent. Aceasta va avea drept efect reducerea numărului de cauze examinate de Curtea Supremă de Justiție, accentul fiind pus pe ordonarea modului de interpretare și aplicare a legii în sistemul de justiție. Proiectul de lege va schimba organizarea internă a Curții Supreme, lăsând mai multă discreție de reglementare pentru regulamentul Curții Supreme adoptat de plenul instanței supreme. Scopul urmărit este asigurarea unui grad sporit de flexibilitate în organizarea activității și administrării Curții Supreme. În linii generale, potrivit ministrului, proiectul prevede micșorarea numărului de judecători ai CSJ de la 33 la 20 de funcții, modificarea componenței CSJ prin asigurarea accesului în premieră la funcțiile de judecători la CSJ, atât pentru judecători cât și pentru non-judecători, care vor fi din rândul avocaților, procurorilor, profesorilor universitari din domeniul dreptului. Totodată, noi membri ai Curții Supreme de Justiție vor fi evaluați în baza unor criterii exigente pentru accederea în funcție. Proiectul de lege a fost supus consultărilor publice, avizat și expertizat inclusiv de Comisia de la Veneția și va avea ca efecte sporirea calității actului de justiție, asigurarea numirii în CSJ a unor judecători imparțiali și integri, dar și sporirea încrederii cetățenilor în sistemul judecătoresc, a mai precizat Veronica Mihailov-Moraru. Guvernul a stabilit limitele admisibile pentru grăsimile trans din produsele alimentare. Conținutul acestora nu trebuie să depășească 2 grame la 100 de grame de grăsime. Decizia a fost luată imediat după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a publicat rezultatele unei inspecții efectuate luna trecută la mai mulți producători. S-a dovedit că, în medie, 80% dintre plăcintele cu brânză de vaci nu au deloc această brânză. Umplutura acestor plăcinte constă din uleiuri hidrogenate de palmier, soia și floarea soarelui cu adaos de lapte degresat, care, după consistență, doar imită brânza de vaci proaspătă. Limita de grăsimi trans în produsele alimentare nu trebuie să depășească 2 grame la 100 de grame de grăsime. Decizia a fost luată în cadrul ședinței guvernului. Un studiu realizat anul trecut în Republica Moldova, care a examinat mediul alimentar din municipiul Chișinău, a relevat că produsele alimentare din comerț conțin frecvent cantități crescute de acest graș trans. Astfel, în peste 60% din toate produsele analizate, conținutul de acest graș trans depășea limita recomandată și legiferată recent în majoritatea țărilor europene. Date similare au arătat și inspecțiile făcute luna trecută de Agenția pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit informațiilor publicate cu o zi înainte, 80% dintre plăcintele cu brânză vândute în magazine nu conțin brânză de vaci, ci un amestec de grăsimi trans care imită doar acest produs. Și în unele cazuri, conținutul de acest graș trans în umplutură a depășit de peste 25 de ori limita stabilită la nivel european. OMS estimează că aproximativ 500.000 de oameni din lume mor în fiecare an din cauza consumului de grăsimi trans. Acestea reprezintă cel mai mare pericol pentru vasele sangvine și inimă. S-a dovedit științific că grăsimile artificiale cresc semnificativ riscul de boli coronariene, accident vascular cerebral și multe alte boli ale sistemului cardiovascular. Proiectul vizează și substanțele, utilizarea cărora în produsele alimentare generează preocupări de siguranță semnificative pentru sănătatea umană. Astfel se intervine cu ajustarea listei substanțelor a căror utilizare în produsele alimentare este interzisă, supusă restricțiilor sau se află sub control, în conformitate cu modificările la zi din legislația europeană. Un document aprobat de guvern va permite inspectorilor Agenției pentru Siguranța Alimentelor să aplice măsurile restrictive necesare până la privarea producătorilor de a efectua anumite activități pentru o perioadă de la 3 luni până la un an. În Moldova, timp de un an, prețul cepei aproape s-a triplat.
În prezent, în piața centrală din Chișinău, produsul ajunge să coste 25 de lei kilogramul, în timp ce în februarie anul trecut era 6 lei. Potrivit datelor oficiale, producția de ceapă a scăzut cu 10.000 de tone în această perioadă, în timp ce aproximativ 80% din total merge la export. Cumpărătorii se revoltă, vânzătorii dau din umeri, iar reprezentanții sectorului agricol prezic o nouă, continuă creștere a prețurilor. Și nu doar la ceapă. Ceapa, un aliment de bază pentru fiecare gospodină, a ajuns să coste de la 17 până la 25 de lei în piață, în funcție de soi. Oamenii se revoltă, dar cumpără. Bă, peste tot e prețul mărit, și tamă la ceapă. E scumpă ceapa, n-ai încotro, veți cumpăra oricum, desigur, dacă trebuie. De fapt, da, prețul a crescut foarte mult, nu știu de ce. Ce să vă spun, tinere, este imposibil să supraviețuiești acum, nu doar din cauza cepei, dar în general. Nu știu cum persoanele nevoiașe supraviețuiesc. Nu știu de ce, caut, dar nu pot cumpăra. De ce este scump? Este deja sfârșitul lumii în Moldova? Foarte scump, cumpăr doar jumătate de kilogram, pentru că nu pot să mă hrănesc așa dintr-o pensie de 1800 de lei. Comercianții se plâng, profiturile sunt în scădere. Scump pentru că totul este scump, cererea este mai mică, oamenii nu au bani. Profitul a scăzut pentru că totul s-a scumpit și oamenii iau câte puțin din toate. Dacă trebuie, cumpără, dar nu mai iau 2 kilograme, iau câte unul, n-ai încotro. Potrivit vânzătorilor, scumpirea cepei este cauzată în principal de seceta din anul trecut, dar ei cred că sunt și alte motive. Anul acesta se vinde la acest preț pentru că s-au scumpit motorina și benzina. Seceta e de vină, practic nu-i ploaie. Când ceapa avea nevoie, nu era ploaie. Anul trecut, practic, până la mijlocul verii, n-a fost în general. Asta e problema. Totodată, prețul arpagicului, care este importat în mare parte din Olanda, nu s-a schimbat, potrivit comercianților și cumpărătorilor. Prețurile au fost aproape aceleași anul trecut. Adică prețul răsadurilor nu s-a schimbat? Nu aș spune. Anul trecut cel roșu a fost la același preț. Este din Olanda. 40 de lei. 40 de lei acest pachetel? Da, nu este scump. N-ai încotro. Permanent e scump primăvara și 60 de lei a fost, ba mai mult chiar. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, ne-a spus că ceapa s-a scumpit în mare parte pentru că a crescut costul cultivării acesteia. Deci toate inputurile, toate procesele au fost în scumpire anul trecut, pentru sezonul 2022. Deci cele mai mult au fost reflectate prin fertilizanți, prin produsele de uz fitosanitar care ne mijlocit sunt necesare, prin consumul sau prin costul apei la irigare care ne mijlocit este legat de energie electrică, prin motorină, prețul la motorină, prin forța de muncă, asta mai puțin, dar oricum ceva tot a influențat și forța de muncă. Toate acestea au influențat și creșterea prețului. În plus, a adăugat Vasile Șarban, ar trebui să se țină cont de costul depozitării cepei. În context, el a remarcat scăderea producției de acest tip de produse în Moldova. Potrivit Ministerului Agriculturii, ultimii 3 ani, volumul de ceapă cultivată în țara noastră a scăzut de la 50.000 la 40.000 de tone pe an. La rândul lor, fermierii susțin că principalul motiv pentru creșterea actuală a prețurilor este exportul masiv de ceapă moldovenească în Ucraina. Это связано с ценами, высокими ценами на лук в Украине. Acest lucru are legătură cu prețurile mari la ceapă în Ucraina. Acest lucru se datorează faptului că Ucraina cultivă o mulțime de legume chiar în zona care se află în epicentrul ostilităților. Este vorba despre regiunile Herson și Nicolaev, câmpiile înmlăștinite din apropierea bazinului hidrografic de la Kakhovka, unde e un procent foarte mare de terenuri irigate. Motivul principal este că ceapa este exportată în mare parte în Ucraina,
Din această cauză s-a format un deficit pe piața locală moldovenească. Deficitul permanent duce la creșterea prețului. На местном рынке, а дефицит всегда приводит к подорожанию. Вот это вот основная причина. Potrivit lui Vasile Șerban, 80% din ceapa produsă în țara noastră este în prezent exportată în Ucraina. În același timp, deficitul de pe piața locală este compensat de produsul importat din Argentina. În principiu, noi am exportat peste 9.000 de tone de ceapă, din care 9.200 tone de ceapă au fost exportate de la recolta 2022 până în prezent. 9.200 tone de ceapă au fost exportate în Ucraina. Marea parte a exporturilor, inclusiv partea de cartofi, alte legume, deci se exportă în Ucraina. Importurile care le avem noi acum, deci sunt peste 2000 de tone ca și import, importul este în jur de 17 lei. Totodată, secretarul de stat la Ministerul Agriculturii este convins că Moldova este asigurată cu ceapă. Cu o producție prognozată de 40.000 de tone în acest an, Moldova consumă mai puțin de 30.500 de tone. În condițiile actuale, experții nu exclud că ceapa, care peste noapte a devenit un produs strategic, ar putea rămâne în acest interval de preț pentru o perioadă destul de lungă. Astfel, potrivit lui Alexandru Slusar, ceapa ar putea costa de la 22 de lei până la 28 de lei per kilogram. Alianța Biciclete Chișinău a depus petițiile cicliștilor în adresa instituțiilor statului. În solicitarea acestora se cere de la autorități implicare cu măsuri concrete pentru prevenirea tragediilor pe străzi. Demersurile au fost lăsate la Primăria Chișinău, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și la Ministerul Educației. Și așteptăm în decurs de 30 de zile lucrătoare să primim răspunsurile cu acțiuni concrete pe care le vor lua autoritățile locale și centrale pentru îmbunătățirea situației siguranței pe drumurile Moldovei și drumurile din Chișinău și cu termeni concreți când aceste acțiuni vor fi implementate. Sâmbăta trecută, Alianța a organizat un marș în capitală cu scopul de a atrage atenția autorităților asupra pericolelor la care sunt supuși în trafic. Cicliști, profesioniști și amatori au străbătut viaductul și alte câteva zone din oraș considerate de ei cu risc sporit de accidentare. Evenimentul a avut loc în contextul accidentului grav din 21 februarie, produs lângă Stăuceni, unde un șofer de 48 de ani a tamponat doi cicliști minori care se deplasau regulamentar. Ambii au fost transportați la spital, însă trei zile mai târziu, unul dintre ei, Valerian, s-a stins. Era campionul Moldovei la ciclism pentru anul 2022 și fusese selectat în echipa națională a Republicii Moldova pentru sezonul 2023. Tânărul sportiv urma să ne reprezinte țara la competițiile internaționale din acest an. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă până la 7 ani de pușcărie. Un accident s-a produs astăzi în Râbnița. Potrivit presei din stânga Nistrului, un autoturism a căzut de pe podul de la intrarea în oraș. Tiraspolnews.ru scrie că șoferul de 21 de ani, care era singur în automobil, este conștient, dar se află în stare gravă în secția terapie intensivă și va fi operat. Conducătorul auto, care deja se știe că era treaz, ar fi încercat să evite impactul cu altă mașină care nu i-ar fi cedat trecerea, respectiv a ieșit pe contrasens și a căzut de la o înălțime de 10 metri. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de bord. Circumstanțele și cauzele exacte ale evenimentului rutier urmează a fi stabilite. O mașină de poliție a luat foc în plină stradă la Peresecina. Se presupune că incendiul a fost cauzat de o problemă tehnică. Informația a fost confirmată de Natalia Golovco, ofițer de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică. Echipa patrulării, din cauza la o defecțiune tehnică a automobilului, acesta a luat foc. Colegii noștri au acționat operativ, au stins cu stigător de mașină. Colegii nu au avut de pătimit. Ulterior vor fi stabilite circumstanțele și cauza exactă a incidentului.
Doliu în lumea muzicii s-a stins din viață cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii. El a decedat ieri la vârsta de 84 de ani. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de către fiina sa, cântăreața Nătălița Munteanu. Serghei Ciuhrii s-a născut la 2 august 1938 în satul Moara de Piatră, Drochia. A fost conducător al orchestrei de estradă a Casei Tineretului din Chișinău, chitarist în orchestra de estradă a Filarmonicii din Sahalinsk, Rusia, metodist la Casa de Creație Populară din Chișinău, dirijor al orchestrei de muzică populară Mărțișor, membru al Colegiului de Repertoriu al Ministerului Culturii, director artistic și dirijor al orchestrei de muzică populară Fluieraș, lector, conferențiar și profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. A colaborat cu mai mulți interpreți, a editat culegeri și are în palmares o discografie bogată. A fost distins cu titlurile onorifice lucrător emerit al culturii din Republica Moldova și artist al poporului cu Ordinul Gloria Muncii și Ordinul Republicii. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, cu noi informații vă aștept la ora 18:45. Vă mulțumesc pentru atenție!